Veronica, 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 fata mea. Ce bucurie, bucurie, bucurie. Cât de frumos e să trăiești în spiritul copiilor, al entuziasmului, al bucuriei, al păcii, al grațiunii, al compasiunii, al iubirii necondiționate, al pozitivității, al tot ceea ce este. Wow! Nu-i așa că e minunat? Minunat, minunat, minunat! Veronica! Veronica! Margherita! Marga! Da? Trebuie și curăța asta că te omor! Neamărine, te rog, nu mai fi așa! Păi, bine că mă doare mâinile astea. Mă doare mâinile. Nu doare, trebuie să o tragi, mă, hai, mă, că o tragi, mă, stai, mă, ușor. Și nu trebuie să mă doară. Bă, ce mai faci, dacă? Dar nu te doare, uite, eu fac la pește, vezi? Păi, dumneata, ai făcut o viață. Hai, du-te, du-te și pe la pește, du-te la... Lasă-ne pe noi, hai. Du-te, hai, Jean, ușor, Jean. Ușor, Jean. Da, stați să vedeți că n-am terminat de întins plasa. Acum, ce credeți? Strânge plasa. Hai, bă, lasă-mă, naibă. Plasa, stând mult așa, nu se usucă verdeața aia, tot ce e acolo, algele. Și când ai mișcat-o, aia se usucă imediat, o scuturi. Și ia-o înapoi, și dă-i înapoi, că vine valul, că ia plasa. Și nu lua plăsoiul ăla, 100 de metri de plasă. Am tras, am tras până... Și acum am febră musculară. Dacă mă vedea eu în besoiul, mă luam toate pânzile sus. Veronica, Veronica, fata mea, wow, mulțumesc, ce frumos arată, binecuvântez această mâncare, binecuvântez, super, mulțumesc. Auzi, gluma e glumă, binecuvântat alea, dar pe cuvântul meu, Dunar, n-a făcut nimic 4 zile. A, scăzi, stop. A vrea pe ceap. În 4 zile. Neamărin nu mai vede, pentru că e orbit de această Marga supra-liniștitoare, binecuvântată... Aducătoarea de liniște și de pace. Liniște, încât el nu mai vede că noi munceam și Marga n-a făcut nimic, a tăiat un dovleac. O, dai terminat, te-am curățat. Domn, doamne, ia-mă. Băi, Margherita, de câte ori vrei să spun să faci ceva? Stai, mă, zburdăm, dar nu mai muncim și noi un pic? Că așa luăm și noi niște bețigașe, că nu ne-e greu, mai ales că noi am inventat lenea. Hai, bă, ce-s, fraier? Stai așa că iau și eu un băț, dar nu te binecuvântez până vă spume la gură, e nebunii la cap. Luăm niște bețigașe și dacă nu le învârt, 2 săptămâni când stau pe aici... Dacă nu vă curățăm ceacrele la toată planeta. Marga, vrei să vezi că îți dau una? Firia de f***ă, treci aici lângă o vârstă. Imediat, să mănânci. Pune-te-l aici. Nu am energie. Pune-l aici. Bine, bine. Bine, bine. Treci aici lângă omul ăsta și fă. Nu, toată lumea face ceva și tu. Bine. Hai. Într-adevăr, are dreptate. Nu reușesc să termin ceea ce am început. Pentru că sunt atât de entuziasmată și mă bucur de prea multe Veronica, lucruri pe care le văd. Veronica. Stai, mă, cu cuțitul, Veronica, am... Veronica, fata mea, să vorbească mai frumos. Se poate că are mintea odihnită, nu te pune pe ea. Margherita, du-te acolo că m-o scos în sărite, să știi. Știți ce nu înțeleg? Cu ce oare reușesc să-l scot din sărite pe Neamărin? Cu ce? Neamărin trebuie să mă înțeleagă și pe mine, pentru că acum sunt într-un proces de dezvoltare și sunt în momentul acela în care am teoriile. Acum sunt în practică, mă bucur. Și e frumos să te bucuri de tot. Neamărin, oricum, întotdeauna găsește un nod în papură și niciodată nu este mulțumit. Oricât de mult ai încercat să faci lucrurile perfecte, niciodată nu este mulțumit. Dar urcă-mă, Palos. Noroc are vata aia în urechi și n-aude. De-aia o suport. Da, noroc. Noroc ai vata aia în urechi și n-auzi tot. Ce anume? N-am auzit. Cu mine vorbeați? Nu, cu domnul. Mergi cu domnul. Pe mine mă ajută foarte mult experiența asta de acum, pentru că eu am nevoie de ordine, disciplină și acțiune, exact ceea ce are Neamărin. Razele soarelui să atingă. Știți că în tradițiile geto-dacice... Am pus-o gogurile dacă a luat-o cu daci. Nu, el e evreu, neamitec. Așa se obișnuia să pregătească mâncare cu iubire și cu descântece din lumina soarelui și cu binecuvântări, pentru că atunci când mănânc o mâncare cu descântec, cu voie bună și iubire, parcă este altfel totul. Iată, Jeane, las-o așa.